Dar pe asta am lansat oare? Nu, ei, în ei. Camera roșie. Da. Sincer, nu mă așteptam la surpriza asta. Adică e frumos din partea lui că s-a gândit. Sincer. Mai ales cum sunteți tensionați așa acum... Chiar nici eu nu credeam că o să-ți ia ceva. Nici eu, că mai ales în situația în care sunt. Se vede că luptă pentru tine, Cristina. Ei, asta nu-i luptă să iei o floare. Păi nu, chiar, dar totuși orice gest, orice... din partea lui. Da, dar nu-i luptă asta. Vreți ceai? De care? Da, și... Da, te rog, lime. Hai că mi-ești. Foarte frumos. Și cum ne luptă? E un gest. Ba da, totuși. Contează mult. Mai ales că el vede că e respins oarecum în continuare, în continuare, în continuare. Și nu ce vrea să da, exact. E de apreciat, sincer. Chiar este de apreciat. Mulțumesc. Nu, da, asta, nu, da, mulțumesc. Niciun stres. Fetelor, am adus ceai. Mulțumim. Oh, mulțumim. Nu știu, m-a luat de la emoțiile astea, aș bea un ceai, frate. Da, frate. Eu vreau pici. Nu, de fapt, de la roșu, Radu. De care? Nu știu, frică de asta. De dar care vrei, Laurențiu? Pe cap ca și el, îl copie sau care fac? Laurențiu, de care vrei? Care vrei tu, viața mea? Gata, frate. Eu, frate, e adevărat? Cosmin, vrei? De la lime. Am ținut verde. Pe cap de când ai turbat. Antoni, vrei? Da, roșii. A, da, eu zic că mă plic, nu meriți nici două minute din timpul meu și zic pe față că nu meriți nici două minute din timpul meu și tot ha. Nu, frate, care voi ia și mersi de sus. Eu roșu. Suficient. Mai am, frate, am dat și la fetă din aia întreagă. Ăla meu. Faci figuri pe burtă goală, să mă rog, dacă nu, numai... Cum mă, că am mâncat acum, de când ai venit la București, ai băut și tu apă minerală, că nu știu, ai făcut. Ai crezut, ai zis că nimă, ce cu apa asta? O, turbat apa. Nici n-am lucrat la restaurante. Auzi, ca apa de la puț. Bă, să încercați și voi chestii de genul ăsta, în momentul puț, în care faceți o surpriză la fete, să-și pună restul ochelarii, fără comentarii, să treci cu ea în momentul. E super frumos. Cea mai bună. Nu vezi, nu comentezi, știi? Dar nu mai bine ne băgai ceva în gură de mâncare. Bă, frate, jur că dacă n-am crezut... Am preferat să mă pun ochelari. Asta nu înseamnă așa, să o iei tu așa, să te îndrepți acum dintr-o dată mai mult. Dar ce înseamnă? Hai, dacă aveam 25 de ani, Cristina... Eu sunt așa. Mai dulce, mai iubitor, eu pot să dau îmbrățișări tuturor, nu e nicio problemă. Bine, aveam o stare mai decăzut, acum sunt mai ok. Mie mi s-a părut, Giulia, când tu ai spus astăzi pe conexiune, că cu Cosmin, așa, mi s-a părut așa, că glumești, adică că nu zici în mod serios. Mi s-a părut o glumă, nu mi s-a părut în mod serios. Nu, da, eu asta am văzut ieri, dar am ieșit cu tine din camera roșie și am zis ce se întâmplă aici. Că eu am prins fix momentul ăla în care Cosmin voia să-i dea. Nu, n-am văzut nimica. Păi tu, dintr-un gest, ți-ai tras concluzie cum că ei doi sau că ea l-ar plăcea. Mai, stai puțin. Am zis că cu el nu se comportă cum se comportă cu restul. Că dacă i-ar fi făcut Ionut, de exemplu, gluma, n-ar fi fost hi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 h
ea, nu știu, Patrick, Ionuț, cine a mai glumit, mereu așa a fost. Și cu Marinel? Adică, da, Marinel. Și despre Marinel ce părere avea Radu? Și situația între ei și așa mai departe. S-a considerat la Marinel? Da, eu dacă aș ști... Eu dacă aș ști că pe băiatul pentru care eu am sentimente și care are sentimente față de mine, nimic, îl deranjează, eu nu mi-aș permite să fac. A venit Cosmin cu... Eu nu înțeleg care e problema. Radu azi dimineață a zis clar, eu sunt sigur
că ea nu da, place exact. Pe Cosmin, păi Cristina s-a deranjat de ceea ce a spus acasă, Giulia. Păi și Giulia a spus după că și Radu de aceeași părere ca și ea. Păi Radu a confirmat el. Nu a confirmat, el a spus că nu. Pe conexiune a spus că nu. El azi dimineață, Radu a spus, sunt sigur că mai, tu nu-l place pe Cosmin, dar ce o să înțeleagă la de genul că... De hate. Atât. Da, de hate. Să nu fac așa că primesc hate, dar nu că fac față de Cosmin. N-ar nicio treabă Radu cu Cosmin. Radu e sigur poate să vină aici și oricine, că e sigur că ea l-ar alege. Da, dar dacă ar fi așa, Radu nu recunoaște. Nu. Dacă îl deranja, crede-mă că Radu spunea, dacă îl deranjează chestiile mici, le spune într-una Cristinei. Tot ce îl deranjează îi spune. Așa dacă îl deranja asta, chiar sunt curioasă. Asta chiar era o spuză bună. Mi-a spus părerea, așa am văzut-o eu. Mi s-a părut că glumești. Chiar și azi dimineață, că ai și râs, ai făcut... Cumva, nu, că ea face ea, așa. Da, dar părea o glumă, nu părea, vezi Radu că nu știu era... ce. Și nici Radu nu era deranjat de asta. Radu e deranjat de conflictele care n-am, sunt între ei, de discuții, de așa. Robert a fost singurul care a comentat și cu ochelarii. Păi nu pot, mă, mă radiază falsitatea, mă, știm. Mă radiază rău de tot. Asta ce se poate, ce ești cu ochelarii la ochi? Ce nu, eu... Adică mă întristează că e multă falsitate și nu doar aici, e și în viața de zi cu zi. Nu mă băga, nu mai falsă rău de tot, e parșivă, e... Să-și îndeplinească scopul, calcă pe cadavre, dă oricine, face rău oricărei persoane. Cine calcă pe cadavre, mă? Lumea în general. Ca să-și atingă scopul, sunt unii în stare să-și facă rău și propriei familii, dar la dar la niște necunoscuți. Și ce mai aici ai cazul de așa ceva? La noi? Eu nu mai înțeles. Tu înțelegi? Eu am înțeles, dar la cine faci referire? Unele persoane sunt capabile să facă rău și propriei familii. Și aici sunt acelea. Se referă la el, mă. Eu se referă la el. Am plecat, mă, cu un debil. La cred că se referă la el, cum să zici că poți să faci rău propriei familii. Și aici avem genul ăsta de persoane. Consider tu? Mai mult de una? Bă, nu știu. Nici nu vreau să discut știu decât asta, una, frate. De moment. Eu... Bun. Păi da, aia... Mulți greșim, că toată lumea greșim mai mult decât pe mine. Alta, dar să vorbești asemenea? Eu n-am zis despre el. Am zis că unele persoane... Ferească Dumnezeu. Sunt în stare să fac dacă așa gând, și da, cu familia. Bine, Robert, n-ai vorbit despre da, mine, dar dacă gândești aici, așa... Niște străini, dar dacă gândești așa, înseamnă că... Dar el vorbește vor mereu peste mine să nu mă ascult, pentru că știe și conștient că dacă se ascultă asta... Dacă ai așa gândire... Oamenii... îmi dau dreptate și el nu vrea asta, asta nu vrea. Și dacă nu pot să o spun aici, o să spun în altă parte și tot o spun. Să nu creadă el că mie îmi pune mie frână la libertatea mea de a mă exprima, libertatea de a exprima. Tu de ce încerci să demonstrezi asta, frate? Frate, ce vreau să spun că... Nu, de ce vrei tu să demonstrezi asta? Adică vreau să demonstrez pentru că e prea fals, frate, adică își bate joc de tine, își bate joc de tine, își bate joc de tine. Pentru că te acuză pe tine, tu cu fata, mai cu fata. Am făcut surpriză, Cristine, iar suntem acuzați toți, am fost acuzați toți, dacă vreți, vă aduc fiecare Robert, caz. Robert, ori de câte ori fac un cadou Cristine, să mă apropii de ea, mă bubuie. Păi stai că ieri tu m-ai acuzat pe mine. Acum. Și ce face ele tot adevărat? Vă las cu el. Dar pe mine mă interesează, frate, trebuie să fiu fericit și bine cu mine. Oarecum te înjosește și pe tine, râde de tine cu alte cuvinte. Hai să vorbim despre Anthony. De ce? Despre la masă nu se vorbește, se mănâncă pe da, se și pe care se renunță. Despre Anthony, pentru că nu știu cum avansează, Catinca probabil știe. Dar eu nu. Și sunt curioasă. De mâine date-ul. Poftim? De mâine date-ul. Da, la date-ul să vedeți. Chiar. N-are nicio treabă cu Cosmin. A fost fix părerea mea. Păi eu înțeleg, dar eu nu-ți critic părerea. Eu zic că mie mi s-a părut o glumă. N-am criticat, ți-am spus de ce ai spus asta, pentru că nu e așa. Adică, da, părerea așa, dar... Văzut. Pot să văd din exterior altfel sau poți, trebuie să dar nu vrei, dar nu trebuie să reacționezi așa, pentru că ok, am înțeles, doar te-am întrebat, nu? Nu reacționez nici cum, dar... Când m-ai întrebat pe un ton din ăla, din ce-ți dai și tu cu părerea. Nu am zis așa, de ce ai spus asta? Pentru că știi că nu e așa, de ce ai scos în evidență? Asta ți-am spus. Eu nu am de unde știu ce e. Mi s-a părut așa, o ironie, o glumă, nu mi s-a părut ceva, vai, că vrea să scoată ceva în evidență. Chiar de nu, dar ea a spus după că e serios. Ea așa m-a întrebat, ai vrut să scoți ceva în evidență. Nu am vrut să scot absolut nimic în evidență. Am zis doar... Dar eu am recunoscut asta, Lorena, nu trebuie să confirm, tu mulțumesc. Îl chem pe Gianni, fii atent. Eu am venit singură, nici eu n-am fost chemată. Oricum nu mă interesează. Eu știu că nu-l plac și cu asta basta. Poate să zică cine vrea ce vrea. Nu, cumva știi, dacă ai întrebat-o pe Giulia, înseamnă că te-a interesat. Eu și-am uitat păi pentru că am auzit când a spus-o.
Mie s-a părut ironic, dacă era o părere serioasă spusă într-un mod serios, era gen, Radu, te deranjează asta? Păi sau și după n-a spus acum că era o părere, într-adevăr. Păi, după se pare că era o părere, atunci era o glumă. Nu era o glumă, a zis că era o părere și atunci, chiar asta credea. Cum, după o frază? După faptul că eu acolo râdeam cu el. Păi era o frază că eu n-am văzut faza asta. Eu n-am văzut nimic. În fine, lasă. Eu văd tot. Lasă așa, nu contează. O, oh, doamne. Chiar nu contează. Nu e vorba de adevăr, cât e vorba de ce am văzut eu și cum am simțit eu. Și, adică... Da, e părerea ta, pur și simplu. Ne-au deranjează. Da, da. Ia, dacă își dă cu părerea, nu e problemă, știu. E... Am impresia că aici cei noi nu își pot spune părerea că gata, sare toată lumea. Fetilor, nu vreau să mănânc liniștită. Dacă mi-ar fi fost un adevăr, nu s-ar mai fi deranjat așa. Oricum, acum ce nu mai avem voie să zâmbim, să facem o glumă, că gata înseamnă că-ți place. Da. Nici de cum, nu e adevărat. M-am și plictisit de treaba asta. Și eu, sincer, aici totul se interpretează. Parcă dacă ieși afară cu cineva și are prieteni sau aveți prieteni la comun și zâmbești sau râzi sau faci o glumă, nu înseamnă că gata. Da, dar nu e vorba de asta. Aici fiecare trage pentru el. Păi... Ce, acum te-ai prins sau ce? A, nu știu asta. Probabil a fost intenționat. Cred că ce s-a făcut în capul ei? Ea a făcut gluma și când a fost întrebată, trebuia să-și asume consecințele.